Dispeceratul de iarnă a fost activat la Consiliul Județean Hunedoara. Din 15 noiembrie, un număr de 27 de drumuri județene din zonele montane au fost închise până la sfârșitul lunii martie din cauza ninsorii, iar pe cele pe care se poate circula și în condiții de iarnă se acționează deja cu utilaje. Anul acesta, numai puțin de 26 de persoane lucrează la dispeceratul de iarnă și oficial funcționează și pagina de socializare a instituției, unde se pot face reclamații. Potrivit declarațiilor oficiale lansate public de conducerea CJH, acolo unde nu s-au închis drumurile, firmele care au câștigat licitațiile pentru întreținerea arterelor rutiere au asigurate stocurile de material antiderapant și utilajele necesare intervențiilor. Toate problemele apărute în trafic pe drumurile județene pot fi semnalate la dispeceratul de iarnă la numărul de telefon 0737 7553971, afișat pe ecran, care funcționează 24 de ore din 24.